Printre deputații din primul parlament al Republicii Moldova au figurat și homosexuali. Cel puțin așa a lăsat să se înțeleagă Mihai Ghimpu atunci când și-a amintit despre cum s-a votat excluderea din legislația răspunderii penale pentru homosexualism. Președintele PL spune că este mai bine să iubești o femeie, dar a votat aceste modificări pentru că era o condiție pentru aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei. Mai bine să iubești o femeie decât un bărbat. Ați comparat cumva autocazii? Eu am văzut ochii unora când am făcut prima modificare, ca ne batem puțin, când înainte ne primim la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, ca să excludem răspunderea penală din codul penal. Altfel nu eram primit în adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Și eu mă gândeam, Doamne, cum să votez eu, înțeles? Dar știam că la noi în sală, în parlament, erau vodoi, deci care străluceau ochii. Și votând, stăteam cu ochii pe deși. Doamne, așa o bucurie, așa o... parcă strălucea soarele de la ei. Mihai Ghimpu nu a vrut să dea numele foștilor deputați considerați homosexuali sau formațiunea din care făceau parte aceștia, dar a precizat că unul a decedat. Primul parlament a fost în perioada 1990-1994. Anterior, mai multe organizații ortodoxe au protestat împotriva unui proiect de lege privind prevenirea și combaterea discriminării, care prevede sancționarea celor care discriminează homosexualii.